Ulițkaya îmi confirmă fenomenul pe care de un deceniu, dacă nu chiar două, îl observ în literatura contemporană. Un avânt extraordinar al scriitoarelor care își adjudecă marile premii literare, a se vedea Nobelul de anul trecut, își adjudecă celebritate și notorietate, a se vedea Isabel Allende, povestașa publicată tot la Humanitas Fiction și care a cucerit milioane de cititori. Ludmila Ulițkaya vine dintr-o lume care la prima vedere ne pare cunoscută, citindu-i romanele înțelegem cât de puțin o cunoaștem. Fiecare dintre romane deschide porțile spre alt aspect al lumii vecine, al lumii din Rusia, al lumii sovietice și în același timp a unei lumi care se sustrage politicii pe cât poate și o asemenea sustragere veți găsi în romanul Medea. Este o scriitoare foarte puternică și eu mă așteptam ca fiind în acest an Rusia ca țară invitată de onoare să o vedem pe Ludmila Ulițkaya la București. Faptul că editura Humanitas Fiction îi publică în raftul Denisei în aceste zile romanul nu face altceva decât să-i ofere o strălucire prin absență. Ludmila Ulițkaya pentru mine este scriitoarea care merită Nobelul și sper că îl va lua mai devreme sau mai târziu și aveți confirmarea citindu-i și penultima carte tradusă, reunind două volume de proză scurtă, Fetițele și Rude sărmane, dar mai ales citind, dacă nu v-a ajuns încă în mână, Daniel Stein, traducător. Pentru o asemenea carte, eu cred că Ludmila Ulițkaya merită din plin premiul Nobel. Elisabeta Lăscon a fost foarte laconică. De fapt, a transmis un mesaj important, că toți o așteptam pe Ludmila Ulițkaya și iată că nu este alături de noi când Rusia este invitată la Gaudeamus. Să sperăm că va ajunge în anii următori când îi vom publica alte cărți.